Soarele prietenos și temperaturile generoase din ziua de Paște au fost repede date uitării. În doar câteva ore, temperaturile au scăzut sub normalul acestei perioade, iar ploile au cuprins toată țara. Nu e bună în oraș, că mai se schimbă atmosfera. Că-i poluat prea tare. Pentru curățenie, că mai spală străzile. Ploile vor continua să cadă și în zilele următoare, anunță meteorologii. Până miercuri este în vigoare o avertizare de ploi și intensificări ale vântului. Mâine mai mult va ploua în partea de sud-est, aici vor fi cantitățile mai mari de apă, iar în zilele care vor urma, până spre sfârșitul săptămânii, nori, ploi, așa, cam jumătatea de sud a țării, doar pe alocuri în rest. Ploile le-au încurcat planurile turiștilor, însă îi fac fericiți pe agricultori, mai ales că recoltele au scăzut chiar și cu 30% în ultimii ani din cauza secetei prelungite. Fără ploi, existau riscuri mari ca recoltele să fie compromise. Dacă vorbim anul 2022, partea Moldovei a fost cea mai afectată. Am avut foarte multe zone în țară care nici n-au putut să recolteze absolut nimic. Și la mine în zonă am avut o producție undeva de 4 tone jumate, 5 tone la cultura de grâu, care în ani buni agricoli am sărit și de 7 tone. La momentul ăsta deficitul de apă este foarte mare, undeva de 500 de litri, dacă nu mult mai bine, în sol. Agrometeorologii confirmă deficitul major de apă din sol din cauza secetei din ultimele 7 luni, însă susțin că există șanse mari ca în mai și iunie situația să arate mai bine pentru agricultori. Pentru culturile de toamnă, vorbim aici de grâu și ori de toamnă, care au fost semănate anul trecut, pe adâncimea de 0,100 cm, rezerva de umiditate este în continuare deficitară. Lunile mai și iunie își vor respecta, conform prognozei actuale de lungă durată, numele de luni ploioase și, practic, ar putea reface parțial, chiar consistent, rezerva de umiditate din sol. Dar atenție! Pentru grâu de toamnă sau orz de toamnă sau chiar rapid, acolo unde lucrurile decurg bine în acest moment, cel mult luna mai va fi ceva. Precipitațiile din ultimele două săptămâni au refăcut rezerva de apă din sol până la 20 de centimetri adâncime, favorizând semănatul de primăvară cu porumb și floarea soarelui.